seara și bine te-am regăsit la o nouă emisiune Este Posibil. Continuăm seria emisiunilor în legătură cu puterea intenției și legea atracției. Am văzut că există niște principii care te conduc sau care te ajută sau care te, eu știu, care te îndrumă, care îți oferă o anumită îndrumare către direcția pe care o dorești în viață. Și am rămas data trecută la nu muri cu muzica, cu mesajul care ai venit, nu muri cu el în tine, ci dăruiește celorlalți. Iar eu asta fac. Dăruiești celorlalți ceea ce sunt menit să dăruiești celorlalți. Asta este pasiunea mea. Și de câte ori am făcut lucrul ăsta, de atâtea ori m-am simțit fericit, împlinit. Nu există oboseală în ceea ce fac, nu există nimic. Nu există frustrare. Nu? Chiar dacă nu primești, eu știu, nu știu ce resurse materiale, cu toate că ele vin ca o consecință, atunci când îți urmezi pasiunea, când faci totul cu pasiune, ce se întâmplă? Devii expert în ceea ce faci. Devii foarte bun în ceea ce faci. Și atunci când devii foarte bun în ceea ce faci, există în piață cineva care are nevoie de ceea ce faci. Și bineînțeles că asta înseamnă și resurse. Asta te conduce și către resurse materiale. Dar nu pleci cu ideea de a face bani, de exemplu. Ci pleci cu ideea de a-ți urma pasiunea. Banii sau resursele vin ca o consecință a acestui lucru. Nu vin imediat, poate. Dar vin cu absolută certitudine. Okay? Deci, eu cânt muzica aia acum, eu interpretez lucrul ăla acum și mă simt într-un mare fel pentru că fac asta. Și n-aș face nimic altceva, indiferent ce mi s-ar oferi. Nu? N-aș face altceva. De ce? Pentru că știu sigur că mai devreme sau mai târziu o să plec. De ce să fac altceva? Pentru ce? Pentru... Am avut o soiul de jucării în viața mea, am avut o soiul de posibilități în viața mea, care nu m-au mulțumit cu nimic. Din contră, atunci când am avut cele mai multe resurse, am fost cel mai amărât, să spun așa. Am fost cel mai, eu știu, stresat. Nu? Acum nu stresat deloc. De ce? Pentru că fac ceea ce îmi place, îmi urmez pasiunea. Deci te sfătuiești pe tine să nu mor cu muzica în tine. Nu? Asta e un principiu foarte important. Și un alt principiu important este să accepți tăcerea. Să accepți tăcerea. Să accepți solitudinea. Nu singurătatea. Singurătatea e altă chestie. Singurătatea e altceva. Singurătatea ține de ego. Și e o interpretare greșită. Însă solitudinea și tăcerea sunt extrem de importante. În spațiu dintre două cuvinte, acolo ești tu cel adevărat. În spațiul acela liniștit dintre două cuvinte, în liniștea dintre două cuvinte, acolo ești tu. Acolo ești tu cel real. Ceea ce vezi în oglindă este o acumulare. Nu o realitate. Este o acumulare. Apropo de corp, este o acumulare de materie, de celule, nu? Pentru că, de fapt, nu suntem singuri, suntem o colonie de celule. Iar apropo de minte, nu e altceva decât o acumulare de informații, de software, de interpretări, o acumulare de memorii, nu-i nimic altceva. N-are nicio consistență, practic. Nu? Însă, ceea ce mișcă mintea și corpul se află dincolo de aceste lucruri. Adică acolo ești tu. Iar dacă vrei să descoperi acest sine, va trebui să fii cu tine. Să fii cu tine și să fii în tăcere. Să fii în totală tăcere, în liniște totală. Numai când mintea, când chit-chatul ăla, când ping-pongul ăla mental se oprește, abia atunci experimentezi ceea ce însemni tu. Nu? Când spui, gândește simplu, când spui corpul meu, mintea mea, nu? La cine te referi? Înseamnă că tu nu ești nici corpul, tu nu ești nici mintea, ci ești ceva, ești altceva decât corpul și mintea. Iar acel altceva nu poate fi descoperit decât în tăcere. Nu? De fapt, toată creația se realizează în tăcere. Numai noi
urlăm și țipăm și ne comportăm pompieristic când facem anumite lucruri. Nu? Acum, no offense, nu am nicio treabă cu pompierii, au valoarea lor și fac ceea ce sunt meniți să facă și o fac foarte bine, însă una e să fii pompier și alta e să acționezi pompieristic. Aia e cu totul altă poveste, nu? Adică să acționezi cu gălăgie, cu tam-tam, cu minuni, nu? Creația se desfășoară altfel. Se desfășoară în liniște. Deci în spațiul dintre două note, spațiul dintre note creează muzica. Spațiul dintre note. Nu notele în sine, și notele, dar spațiul dintre note creează muzica. Nu? Pentru un public speaker, pentru un vorbitor, pentru un... Pauzele, tăcerea, are o foarte mare importanță. Pentru că punctezi anumite chestii. Nu? Tăcerea are o foarte mare importanță. Întotdeauna m-am întrebat de ce acei guru, să le spunem așa, rishi, indieni, nu? Vorbesc foarte rar. Foarte rar. Abia dacă scot câte un cuvânt, înțelegi? Mă gândeam, de ce se întâmplă chestia asta? Și unul a fost întrebat, de ce vorbiți în felul ăsta? Și îi fac, probabil că mulți dintre ei fac lucrul ăsta într-un mod conștient. De ce? Pentru că atunci când spun, când cuvintele ies mai rar, spațiile dintre cuvinte devin mai mari. Nu? Și iar ei induc o stare meditativă folosind un astfel de discurs. Bineînțeles că are intonații, adică nu e necesar să dormi, dar te pune, îți induce o stare meditativă, te pune în legătură cu tine. De ce? Pentru că de la un cuvânt la celălalt cuvânt, mintea așteaptă. Rămâne în așteptare, rămâne în expectativă și nu se întâmplă nimic atunci, e liniște în mintea ta. N-are cum să vorbească în același timp, să asculte în același timp. Dacă ascultă, înseamnă că dacă vorbește, dacă există dialog intern, înseamnă că nu-l ascultă pe celălalt. Dar în momentul în care îl ascultă, iar oamenii ăștia știu să se facă ascultați, atunci îți induce o stare meditativă. Ok? Singura modalitate pe care am întâlnit-o sau panaceu universal pe care l-am văzut, am văzut oameni care au trăit chestia asta, adică au primit o veste cumplită, boală terminală, mai au un anumit timp de trăit, iar unii dintre ei, în loc să sperie și să ducă repede să facă nu știu ce chestii, să înghită nu știu ce chimicale, au ales să ducă în solitudine. Au ales postul și solitudinea și tăcerea. Unde? În natură. Au ales să se recontopească, să reintegreze în natură, să se contopească din nou cu sursa. Nu? Și culmea, cei care au făcut chestia asta, inclusiv Louise Hay, care are una din cele mai mari edituri de dezvoltare personală din lume și care a suferit de o astfel de boală terminală, a reușit să treacă peste această boală terminală folosind tăcerea, folosind reintegrarea în natură, folosind reconectarea cu natura noastră, reconectarea cu sinele nostru înalt. Deci, ei sunt singurii care au reușit chestia. Bun, au mai scăpat și din ceilalți, nu contest asta. Însă prețul a fost mare. Adică când gurgitesc chimicale, prețul este foarte mare și șansele sunt foarte mici. Așa, eu unul, dacă aș primi o astfel de veste, mi-aș lua rucsac, cum aș duce în pădure, aș căuta un izvor cu apă curată și a sta acolo până când? Până când mă resetez complet sau până plec? Nu? În niciun caz nu m-aș duce să înghid niște chestii care mă transformă într-o legumă. Deci, singura, din perspectiva mea, sau cea mai apropiată cale către trezirea spirituală, să-i spunem așa, sau către iluminare, este tăcerea. Prezentul, în momentul ăsta. Singura
singurul care te conduce acolo, care îți dă o stare apropiată, măcar, de acea trezire spirituală sau de iluminare. E să fii prezent, să fii total prezent. Ok? Și vom mai vorbi despre chestia asta. Asta e alt principiu. Deci acceptă tăcerea. Am văzut oameni care nu pot să stea într-un loc fără să pornească un aparat de radio, un televizor. Am văzut oameni care nu mai pot dormi fără televizor. Adică dacă le oprești televizorul, se trezesc. Nu mai pot dormi fără gălăgie. Asta e o chestie nemaipomenită. Somnul este menit să fie să se desfășoare în întuneric de plin și în liniște. Nu? Pentru că altfel nu produci melatonină. Altfel, glanda pineală nu produce melatonină și fără melatonină nu o să ajungi prea departe. Adică ceva se va întâmpla în organismul tău, pentru că este un hormon de deosebită importanță, nu? Pentru organism. Și să dormi cu televizorul aprins și să înghiți tot soiul de prostii și să absorbi acea lumină, acea radiație tot timpul, mi se pare absurd. Sau mergi undeva, am văzut oameni care merg în natură și pornesc radiourile și nu, sau radiourile, pornesc chestii că cu tot soiul de zgomote, care nu se pot numi, nici măcar nu poți numi muzică, nu? De ce? Pentru că nu pot sta cu sine, nu pot sta cu ei înșiși. Și asta mi se pare nemaipomenit, adică mi se pare că am degenerat cumva. În loc să progresăm, regresăm. În loc ca tehnologia să ne ajute să progresăm, noi regresăm. Ok? Un alt principiu important este să renunți la istoria personală. Am vorbit data trecută despre a ierta. Asta e cu totul altceva. Istoria personală ține și de acele lucruri, de a ierta, însă ține de toate evenimentele care s-au petrecut în trecutul nostru. Și de toți oamenii care ne-au făcut nu știu ce ne-au făcut. Deci avem un film care s-a desfășurat deja. Iar acel film ne mănâncă viața acum, în momentul ăsta. De ce? Pentru că din când în când ne ducem să-l mai vedem o dată, ceea ce mi se pare absurd, mai ales când e vorba de lucruri negative, parcă avem așa, parcă suntem masochiști. Mergem către acele lucruri negative care s-au întâmplat, care nu se mai întâmplă, asupra cărora n-ai absolut niciun control. Mergem și le zgândărim rănile alea, le zgândărim cumva, și încep să infecteze din nou, încep să facă puroi din nou, nu? Și după aia ne întrebăm de ce viața noastră pute. Nu? Ne întrebăm de ce pute viața noastră oare. Păi de-aia. Pentru că apelăm la acea istorie personală ca la un club. Adică ne ducem acolo ca într-un club. Eu nu zic să uiți tot ce s-a întâmplat. Pentru că dacă ai uitat tot ce s-a întâmplat, n-ai putea să acționezi în continuare. Eu zic să folosești ceea ce s-a întâmplat în beneficiul tău. Să-ți fie un profesor, să-i spunem așa, sau o bibliotecă, dar nu un club, nu o chestie în care trăiești zi de zi, nu? Nu, în loc să trăiești acum, trăiești în trecut. Am văzut oameni, am văzut niște fotografii a unor oameni care sărbătoreau un eveniment, adică niște ani de căsătorie, să-i spunem așa, și care spuneau niște lucruri care erau, care nu erau deloc în congruență cu ei. Adică ei erau absenți din fotografia aia. Ceea ce reprezenta ei nu erau acolo. Adică vorbeau una, dar ei nu erau acolo. Ei erau în trecut, ei erau undeva, ei proiectau, erau în altă parte, nu erau prezenți. Nu erau prezenți. Și vrei să ai succes în viața asta? Vrei să fii împlinit în viața asta? Vrei să fii... Devino cât mai prezent. Contopește-te cu momentul ăsta. Pentru că momentul ăsta va genera următorul moment. Momentul ăsta, așa cum îl faci, va genera următorul moment. Ok? Alan Watts spune o chestie foarte interesantă. Spune că siajul nu împinge și nu conduce barca. Siajul este ceva ce lași în urmă
Este o consecință a trecerii tale. Ce înseamnă siaj? În termeni marinărești, este dunga aia pe care o lași când ai văzut când merge barca, lasă în urmă o dungă, o chestie, o urmă. Nu? Ăla e siaj. Se numește siaj. Dar nu ăla conduce barca. Nu siajul conduce barca. Tu conduci barca. Tu conduci barca. Cârma, motorile. Nu siajul. Siajul e o chestie, e o consecință a trecerii tale. E o urmă a trecerii tale. Nu? Ceea ce e în urmă, e în urmă. Dacă lași să te conducă ceea ce e în urmă, nu vei ajunge prea departe. Este ca și cum, gândește la următorul aspect, este ca și cum ai conduce mașina uitându-te în oglinda retrovizoare. Poți să faci chestia asta? Sunt curios. Deci, ai putea să-ți conduci mașina uitându-te în oglinda retrovizoare? Nu. E necesară oglinda retrovizoare? Da. Te uiți la ea? Da, da, rapid și te uiți înainte. Te uiți înainte. Te uiți, ești acolo, ești prezent. Te uiți atât cât vezi înaintea ta. Nu te lași condus de ceea ce e în spatele tău, ci de ceea ce vrei tu. Nu? Nu te lași condus de siaj. Siajul nu conduce, siajul rămâne în urmă. Nu-ți folosești trecutul ca pe un club. Nu? Nu te uiți în permanență în oglinda retrovizoare, ci uite-te pe drum. Uite-te la ce e în fața ta. Uite-te la ce e acum în fața ta. Abia atunci poți să construiești. Abia atunci știi că tu construiești. Altfel, în loc ca tu să construiești, lucrurile se construiesc automat. Iar atunci când lucrurile se construiesc într-un mod automat, de obicei există un input, există de la ceilalți. Iar ceilalți nu-ți vor binele, crede-mă. Indiferent cât ai crede tu că celălalt îți vrea binele, nu-ți vrea binele mai bine decât tine. Numai tu poți să stabilești ce e bine pentru tine, nimeni altcineva nu poate face lucrul ăsta. Ok? Un alt principiu interesant spune că ca să te tratezi pe tine însuți, ca și cum ai fi deja ceea ce ți-ar plăcea să fii. Nu? Asta ține... Asta înseamnă să te vezi pe tine însuți, acum, ca fiind ceea ce vrei să fii. Ok? Deci, universul ăsta nu cunoaște... diferența între acum și mâine sau nu are creierul tău, o parte a creierului tău nu cunoaște acea diferență. O parte a creierului tău este aspațială, atemporală, apersonală, se numește creier limbic. Nu? Deci acea parte nu cunoaște chestia asta. Iar dacă tu, folosind vizualizarea, începi și devii confortabil, să spunem așa, cu ceea ce vrei să fii, încep să te comporți și să te tratezi pe tine însuți ca și cum ai fi devenit ceea ce dorești să vii, este cu mult mai ușor de realizat. Pentru că universul ăsta nu are încotro decât să-ți ofere acel moment. Nu are încotro, nu există, nu poate să facă altfel decât să-ți ofere acel lucru. Pentru că tu proiectezi, tu pui în oglindă clar ce vrei, stabilești că deja ai acel ceva, că deja ești ceea ce dorești să fii, iar universul vine și îți oferă acele lucruri. Cum poți să faci asta cel mai bine? Folosind vizualizarea somatică. Ce înseamnă asta? Înseamnă nu numai să vezi, că poate nu ești vizual, ci ești kinestezic. Deci, nu numai să vezi ceea ce dorești să fii sau să ai, ci și să simți, să folosești toate simțurile, să vizualizezi cu toate simțurile, să auzi ce spun alții despre chestia asta, să auzi cum funcționează lucrul ăsta, să simți. Eu știu, dacă vrei o mașină, trebuie să-i simți textura, trebuie să simți, în afară de faptul că trebuie să știi culoarea, trebuie să vezi culoarea, trebuie să știi ce motor are, ce absolut toate detaliile, în cât mai amănunțit posibil. În afară de asta, trebuie să simți, trebuie să auzi, trebuie să folosești tot. Tot ce ai pentru a vizualiza. Și
Bineînțeles, dacă vrei să se întâmple, acționează. Nu? Am auzit niște lucruri interesante apropo de legea atracției, cum că ar fi suficient să te conectezi cu Tatăl Ceresc și cu Mama Pământ, nu? Și cu canapeaua din sufragerie și să vizualizezi intens și o să se materializeze. Fals. Dacă ți-a spus cineva chestia asta, dă-i banii înapoi. Nu? Pentru că nu se va materializa nimic până când mergi în direcția aia. N-am cum să ajung de aici acolo fără să pornesc într-acolo. Fără să stabilesc o intenție în sensul ăsta și să pornesc la acțiune. N-ai cum. Ok? So, acționează. După ce ai văzut, după ce te tratezi pe tine însuți așa cum așa cum ai fi tratat la momentul acela în care ai ajuns unde ai ajuns, acționează. Ok? Un alt principiu, prețuiește-ți divinitatea din tine. Prețuiește-ți divinitatea din tine. Ce înseamnă? În primul rând, înseamnă să cunoști divinitatea din tine. Să știi că există un aspect al tău care nu se vede în oglindă, care este în spațiul din acele două gânduri, cum vorbeam mai devreme, și care este de fapt realitatea ta, care îți dorește numai binele, în niciun caz nu dorește să fii rău sau să-ți se întâmple lucruri rele, dar noi am pierdut conexia. De fapt, nu am pierdut-o complet, pentru că în momentul în care se pierde conexia cu divinitatea din noi și cu sursa implicit, atunci pur și simplu am dispărea, pur și simplu am pica. N-am putea să supraviețuim fără ca acea forță creatoare să curgă prin noi. Gândește că prin tine curge sursa, prin tine se exprimă sursa. Gândește că există în tine o forță, există în tine o inteligență care transformă un măr pe care îl mănânci acum, în câteva ore îl transformă într-o ființă umană. Gândește la chestia asta. Gândește că fiecare bucată de pâine pe care o mănânci sau fiecare chestie pe care o pui în interiorul tău este transformată în câteva ore într-o ființă umană. Cine crezi tu că face chestia asta? Nu? Cine crezi tu că face lucrul ăsta? Există o forță creatoare în tine. Iar acea forță creatoare poate face absolut orice. Dacă poate transforma un măr într-o ființă umană, imaginează-ți ce alte lucruri poate face. Nu? Ideea e să prețuiești acel lucru. Ideea e să devii conștient de acea forță. Ideea e să devii conștient total de sinele tău înalt. Și să rămâi în solitudine, să rămâi în tăcere, așa cum spunea celălalt principiu, și să te conectezi mai bine. Pentru că conexiunea e corodată, să-i spunem așa, cumva, sau ai o conexiune slabă. De ce, în loc să ai o conexiune slabă, de ce n-ai avea, de ce în loc de un firicel, de ce n-ai avea un mănunchi, nu? De ce n-ai avea o fibră optică? Nu? Prețuiește divinitatea aia din tine. Prețuiește-o. Conștientizează-o. Ok? Urmând sfaturile, urmând ceea ce divinitatea aia vrea din tine, vrea pentru tine, fiind un canal de exprimare, nu? Nu bloca lucrul ăsta. Fii un canal prin care divinitatea se exprimă, nu? Pentru că aia ai fost menit să fii, un canal prin care divinitatea se exprimă. Un om deștept spunea în felul următor, că noi tot căutăm divinitatea în altă parte. Nu? Căutăm, eu știu, în cărți, de exemplu. Iar el spunea că dacă nu poți vedea divinitatea într-un fir de iarbă, într-un copac, în ochii unei alte ființe sau în proprii tăi ochi, nu o să găsești niciodată într-o carte. Ok? Fii atent. Și un ultim principiu spune că înțelepciunea înseamnă să eviți toate gândurile care te slăbesc.
toate gândurile care te slăbesc. Gândurile ce sunt? Gândurile și cuvintele sunt niște chei. Iar acele chei deschid niște uși. Deci imaginează-ți că în mintea ta există un coridor care are uși și pe parte și pe partea cealaltă. Iar fiecare cuvânt pe care îl... Iar pe uși există niște simboluri. Nu? Fiecare cuvânt pe care îl rostești sau fiecare gând pe care îl gândești și pe care îl menții deschide o astfel de ușă. Nu? Deschide în spatele acelei uși sunt lucruri care te întăresc și sunt lucruri care te slăbesc. Ok? Fiecare gând are o anumită vibrație. În spatele acelei uși există o anumită frecvență, o anumită vibrație. Există ceva care iese de acolo. Și îți dă o anumită stare. De exemplu, îți dau un exemplu care este foarte des folosit în societatea noastră. Rușinea. Să-ți fie rușine. Spunem chestia asta copiilor de foarte multe ori, de nenumărate ori de-a lungul vieții. Acum s-a demonstrat practic, științific, că acest sentiment, că această vibrație slăbește mușchiul, adică să fac teste kinesiologice, să fac testul muscular. În momentul în care îi induci cuiva acest sentiment de rușine, el testează slab. Adică musculatura lui este slabă, indiferent cât de puternic este el. Acum gândește-te, inima este un mușchi, practic, nu? De câte ori îi spui cuiva să-i fie rușine și îi induci chestia aia, de atâtea ori îl slăbești. Îi slăbește mușchiul inimii și nu numai. Deci slăbește, întregul organism slăbește. De câte ori folosește această expresie. De culmea o folosești și apropo de tine. Te gândești la niște lucruri și ți-e rușine ție. Nu? Adică intri în acea stare. Na, eu nu zic că nu e necesar să te uiți, să știi că ai greșit într-o anumită situație. Dar de asemenea nu este necesar să-ți fie rușine. La ce naiba ți-ar mai fi rușine de un lucru care s-a făcut deja? Eventual poți să conștientizezi sau poți să te prinzi că nu mai e necesar să faci lucrul ăla. Că acel lucru poate atrage un astfel de sentiment după sine, dacă îl faci în continuare. Dar mergând în trecut, mergând la acea istorie personală și convocând aceste energii, aceste vibrații, nu faci decât să te autodistrugi. 95%, am spus asta de multe ori, sper să rețină cineva până la urmă chestia asta, 95% din gândurile noastre și din cuvintele noastre sunt negative. 95% din cuvintele și gândurile noastre de zi cu zi sunt negative. Țin de bârfe, țin de lucruri negative, țin de tot soiul de chestii negative. Și plus cele care vin din afară, de la un televizor, de la o știre, de la o chestie din asta. 95%. Acele gânduri te slăbesc, fiecare vibrație negativă, fiecare gând care are o vibrație negativă, deschide o astfel de ușă și aia slăbește sistemul. Nu slăbește doar musculatura, îți slăbește sistemul imunitar, îți slăbește tot. Okay? Deci atenție la dialogul intern, atenție la ceea ce spui, atenție la ceea ce gândești. Okay? Atenție la lucrurile astea. Pentru că dacă continui să trăiești în felul ăsta, dacă continui să faci ce ai făcut până acum, vei obține ce ai obținut până acum. Dacă schimbi și spui este posibil în loc de este imposibil, în loc de gânduri negative, gânduri pozitive, atunci poate și tu vei scrie o carte. O cale mai bună sau o cale mai foarte bună, nu? Poate și tu vei face anumite lucruri. Poate și tu vei ajunge ceea ce dorești să ajungi. Și vei avea un corp sănătos.
vei avea o vibrație înaltă. Eu n-am răcit, n-am avut o răceală de ani de zile. Nu știu, probabil 5-6 ani n-am avut o răceală. De ce? Pentru că nu cred că e necesar să am. De ce? Pentru că majoritatea gândurilor mele sunt pozitive, nu negative. Ăla e motivul pentru care... Ăla e unul dintre motive. Nu? Pentru că fac și sport, pentru că mă hrănesc și corespunzător, dar ăsta e cel mai important lucru. Ce introduci aici este cel mai important lucru și ce scoți de aici și ceea ce se întâmplă între urechi. Dialogul ăla care se realizează acolo. Ăla e cel mai important lucru. Ok? Este dificil să faci, să ajungi aici? Este dificil. Este un proces. Dar este posibil. Și merită efortul. Și tu meriți. Pentru că există măreție în tine. Îți mulțumesc și îți doresc o săptămână incredibilă.